ferească Dumnezeu. Vreți să râdeți și voi? Ia uitați aici, marele și șmecherul și cel mai deștept avion inventat vreodată de americani, F-35. Ia uitați-vă aici. Da, ferească Dumnezeu. Este incredibil. Deci, oameni buni, dacă ați vrut dată un idiot, e bine, aveți acum ocazia să-l vedeți. Ăsta este cel mai idiot, cel mai prost român pe care l-a putut da nația română. Haideți să vedeți ce prostii spune de data aceasta. Este evident un fel de parazit putinist. Dar asta este altă treabă. Oricum, la prostia lui, el n-avea cum să fie altceva. Haideți să vedem ce prostii poate. The F-35 works, what, 20% of the time? Așa debitează prostii, spune că a rămas un avion, nu mai poate să vândă din cauza că este o problemă de soft. Ceea ce nu este adevărat. Cine dracuți ăștia să povestească? Dar nu asta este problema. Vedeți ce spune al nostru, prostovanul nostru. And it's what was it? 1.7 trillion? What 1.7 trillion. 1. Yeah, it's like the nominal GDP of Russia over its 66 year lifespan. Cum F-35 costă 1,7 trilioane de dolari? Nu mă idiotule, nu mă cretinoidule, prostovanule, dobitocule, că n-ai cum să zici astfel la handicapatul ăsta. Bă, prostule, deci programul F-35 costă 1,7 trilioane, adică 1700 de miliarde. Bă, măgarule, deci bă, prostovanule, deci tot programul până în 2078, de fapt, s-au mai adăugat încă 11 ani, 10 ani, de fapt, până în 2088 și atunci s-au mai adăugat încă 300 de miliarde și astfel programul, adică toate costurile flotei de avioane F-35 costă, ajunge la o suma de 2 trilioane de dolari, da? Adică 2000 de miliarde. Deci toată flota, toate cheltuielile pe care le suportă armata americană se ridică la această sumă. Deci nu costă un avion, mă, prostule, bă, idiotule, că nu, atât ești de prost, mă, nu știu cum Dumnezeu te-a putut face, mă, atât de prost. Deci chiar nu înțeleg cum a putut măta să te facă atât de prost. Cum vii tu aici să debitezi tâmpenii la tău? Habar n-ai ce un miliard, nu, habar n-ai ce un trilion, ești zero baratos. Ești efectiv cel mai prost român. Deci încă o dată să spun ție și celor care ascultă. Deci este vorba de programul F-35 care durează până în 2088 și care costă, adică toate avioanele achiziționate, tot întreținerea, tot carburantul, o să zboare flota cam de avioane cam 300 de mii de ore pe an, da? E bine, toate calculat, s-a ajuns la suma aceasta de 2 trilioane de dolari, atât o să coste. Întregul program, deci nu un avion, uite aici mă, un avion care cât costă, mă, prostovanele, sunt trei variante de avioane, costă în jurul 100 de milioane de dolari o bucată, dar nu 1,7 trilioane, mă, tu ești tâmpit, mă, la cap, bine că e tâmpit, asta e clar. Deci, oameni buni, ăsta este bobiță sau cum dracul o fi cămând, cel mai prost român pe care l-a putut da nația română, efectiv cel mai prost. Nu există unul mai prost, nici n-ai cum, ăsta este handicap mental, este, bineînțeles, cum am spus, un parazit putinist, adică un papagal putinist, care câștigă bani pe TikTok, repetând una într-una propaganda putinistă. Și spunându-ne mereu și mereu că rușii sunt neînviși, nu pot să fie îmbătuți, nu, că ucrainenii sunt vai de capul lor. În realitate este cam pe invers. Bine, dar nu contează. Ideea de bază aici este că omul este un idiot. Și o dovedit aici cu vârf și îndesat. Habar n-are săracul de engleză, că dacă avea habar de engleză, citea ce scrie acolo. Pe filmulețul care l-au prezentat. Dar săracul e dus cu pluta, pe lângă faptul că e prost grămadă. Bun, cam asta este în legătură cu Băbiță Diliță, papagalul lui Putin și idiotul României. Cam asta e.